numesc Arapu Bogdan, am 18 ani, practic fotbalul de la vârsta de 7 ani. Bineînțeles, prima oară am început pe stradă ca toți, ne jucam, mi-a plăcut foarte mult. La Academia de Fotbal Sportiv am ajuns în prisma unei recomandări al unui fost antrenor. Am făcut câteva antrenamente și am rămas plăcut impresionat de condițiile și de atmosfera plăcută de aici. Am avut rezultate foarte bune împreună cu colegii mei. Am jucat la elită, ne-am obținut o clasare în primele 4 echipe. Am ajuns la play-off. Bineînțeles că îmi doresc să fac un pas cât mai mare, să fac saltul cât mai înalt, să încep poate cu o echipă de Liga 2, iar apoi din ce în ce mai sus. O să avem o perioadă, cred că la baza de la Dragomirești sau la Domnești, de pregătire oarecum centralizată, care să conțină două antrenamente pe zi, având toate condițiile aici. Am început să joc pe postul de mijlocaș central, iar pe parcurs, la îndrumarea noului antrenor, m-am reprofilat pe postul de fundaș central, iar mai nou evoluez și pe postul de fundaș dreapta, sau în funcție de sistemul echipei, mai joc și fundaș și mijlocaș central la închidere. Cel mai bine mă simt pe postul de fundaș central, dar cu siguranță la senior este mult mai dificil pe acest post și de aceea vreau să mai am câteva posturi pe care să dau randament. Trecem printr-o perioadă de testări. Am ajuns la concluzia că trebuie să creștem puțin la tot ce înseamnă pregătire fizică. Lucrăm de 3 ori pe săptămână. Fotbalul pentru mine este cel mai important în acest moment. Am grijă în primul rând la odihnă pentru a da randament a doua zi la antrenament. Alimentația de asemenea este foarte importantă. Se poate imediat după un efort, dacă mănânci exact ce trebuie și te hidratezi corespunzător, este poate jumătate din refacere deja ți-ai făcut-o. Doresc să fac un pas cât mai mare, să fac saltul cât mai înalt, să încep poate cu o echipă de Liga 2, iar apoi din ce în ce mai sus.